Emi Moco, am spus câteva lucruri, fratele meu. Uite, de exemplu, ce părere ai de Gina Patrici? A murit în 90, cam așa. Mai contează Gina Patrici? Suntem noi mai cool decât ea, pentru că noi de acum trăim. Deci, înțelegi, noi acum suntem vii, ea e moartă, pământ. Sincer că eu să spun, că peste 2000 de ani, că 5000 de ani, 10000 de ani, oamenii care o să studieze media în timpul nostru și artele și ce mai este, istoria, o să ne pună în aceeași categorie, știi? Sau să zică, Gina Patrici a fost o persoană care o să jertfi, ce a făcut, ce? A murit, tânără, din cauza bolilor profesionale, îți dai seama, nu a mâncat, o toată picioare pe scenă, sub reflectoare, și după aia ăștia care o trăi după ea s-au căzut mai scurt decât ea. Înțelegi, bun? Sau pe chestia aia, că ei au murit totuși mai la o vârstă, noi suntem mai tineri și noi suntem frumoși, nu știu ce mai cum, și că ei au fost nașteri, nu știu, dar după aia stai să vezi că poate îmbătrânim. Și vreau să mă spun un lucru. Bun. Ce vreau să-ți spun este despre Sigmund Freud. Întotdeauna trebuie să înțelegi că marea masă a persoanelor nu l-au citit pe Sigmund Freud, nici măcar un pic. Ei, asta încearcă media să educe toate civilizațiile, artele, media, ce se consumă, în fine, artele populare, muzica, să învețe câteva din principiile lui Sigmund Freud, care sunt foarte simple. Sigmund Freud zice așa, domne, dormi la noapte, trezește dimineață și povestește cuiva visul pe care l-ai visat. Ca să vezi ce rezultate ai avut. Dacă mai consideri că ești un om normal sau nu. Și dacă consideri că nu ești un om normal, ce poți să faci? Dacă poți să te ajut singur sau cu cineva, să îmi te ajut. Pentru că ce vreau să spun? Viața ne lovește pe toți și pe scriitori și artiști, mai știu ce, actori sau regizori, la fel ca și pe omul obișnuit sau omul care nu e creativ, care trăiește în realitate, nu? Dar vreau să zic, ne lovește pe toți și după aceea, dacă nu cere ajutor, nici de la biserică, nici de la psiholog, nici de la psihiatru, nici de la neurolog, nici de la, știu eu, ce mai este, o mănăstire, un pocăit, un martor al lui Jehova, ce-o fi, dacă nu cere ajutorul ăla, există foarte mari șanse să te pierzi pe tine, să mori. Și atunci ce se întâmplă? Vin tot felul de rândunele, vin tot felul de porumbei, știi, de la Dumnezeu, cu cărți în cioc, să zicem, sau cântece, videoclipuri, filme, ce-o fi. Uite, poate să fie și un program, sau un joc, sau ce știi, Counter-Strike, nu. Până la urmă, dacă întrebi pe românul, ce înseamnă, domne, Counter-Strike, ce e aia? Într-un cuvânt, sau într-o propoziție, fă un sinopsis. Deci, ceea ce încerc eu să spun e că eu am știut, știi? Bineînțeles, nu, dacă scriu cartea cu tare, se va întâmpla așa, se va întâmpla așa. Dacă tu știi din istorie, că uite că Freud, cum să zic, dintr-un simplu evreu a avut Dumnezeu și la fel l-au făcut toți ceilalți după, fiecare în domeniul lui, chiar și Michael Jordan, deci îți dai seama că știi că dacă ce ai scris e adevărat, dacă ai fost sincer și ai vrut să te pocăiești, nu ai cum să pierzi. Mai ales azi când dacă pui o carte pe internet, e gata, e publicată. Singura diferență e, cred că am văzut la sonetele lui Shakespeare, trebuie să facă un... cartea să aibă un fond, așa știi, să fie mai primitoare, să poată citi ușor. Știi, pe online, eu spun. Și atunci nu mai e nevoie să te tipări, să te eu n-am telefon, cred că se poate citi ușor și pe telefon, pe multe aparate din astea. Bine, Emi, sper că ai înțeles cum e treaba cu Freud. Îți recomand să citești Sigmund Freud. Bineînțeles, el era la început, a luat teoria psihanalizei de la cineva, erau, și înainte erau psihologi. Cred că a petrecut foarte mult timp ascultând visele oamenilor. Prima femeie pe care o psihanalizat-o se numea Ana O. Dar cred că Ana era, cu doi de nu, dacă nu greșesc. Ana, aia a fost prima persoană care a analizat.
Teoretic, Freud spune că, bine, așa ar fi, că orice om, dacă îl se psihanalizează, se simte bolnav, chiar și psihologic. Dar, pe de altă parte, se pare că unii oameni sunt funcționali, dar totuși hiperfuncționali. Ceea ce, dacă se pune întrebarea dacă hiperfuncționalismul nu ar fi totuși un semn de compulsivitate.